Pe 1 decembrie vor fi aprinse luminile de sărbători în tot orașul. În acest an primăria a achiziționat noi instalații de iluminat care vor înfrumuseța și vor oferi o atmosferă de bas orașului. Bradu a dus anul acesta pentru decorarea esplanadei, are în jur de 13 metri și a fost adus din ocolul privat de la Baia, având tente de argintiu. Primăria Municipului Suceava se pregătește să întâmple cum se cuvine sărbătorile de iarnă, data de ziua națională, ziua din 1 decembrie, am adus trei brazi, bradul din centru, în intersecție la Bordujeni, în fața primăriei. Conform tradiției, pe data de 1 decembrie se vor aprinde în municipiul Suceava luminii din bradul de Crăciun și iluminatul ornamental în oraș. Tot în cadrul acestor sărbători, pe esplanadă, vor fi montate câteva căsuțe de lemn cu ocazia târgului de Crăciun.